A fost abordat impactul a trei proiecte informaționale. Primul, foarte important, este Centrul de Guvernare Electronică și lansarea paginii web date.gov.md. Scopul proiectului este de a oferi cetățenilor acces la informații și servicii publice în regim non-stop, iar autoritățile să asigure transparența actului de guvernare. Suntem în secolul 21, dar din păcate și în guvern și în alte sectoare funcționăm cu instrumentele și cu procesele din secolul 20. Site-ul a fost lansat cu scopul de a apropia autoritățile de cetățeni, respectiv eforturile autorităților ar trebui să fie transparente, iar cetățenii să participe activ la procesul de luare a deciziilor. Deși instituțiile par să accepte ideea, implementarea proiectului la nivelul cum a fost conceput pare să fie dificilă. Avem probleme pentru că datele de cele mai multe ori sunt într-o formă nestructurată sau nu sunt suficient de bine documentate, de exemplu, eu știu, într-un tabel acolo colonițele se numește coloana 1 sau coloana 2 sau o abreviatură care nu spune nimic și documentația lipsește. Există probleme și de cealaltă parte. Nu toți cetățenii au posibilitatea să utilizeze acest serviciu online, în primul rând pentru că nu avem o strategie bine determinată de dezvoltare a internetului. Un alt aspect ține de situația materială a utilizatorilor. Noi trebuie să recunoaștem faptul că și astăzi încă Republica Moldova, multe familii sunt sub nivelul necesar de venituri. Deci, mai simplu ar fi să creăm posibilitățile tuturor cetățenilor de a avea un echipament, de a avea un calculator. Și totuși, lansarea proiectelor web pentru soluționarea problemelor comunitare pare să aibă succes. Un exemplu în acest sens este proiectul Hai Moldova. Voluntarii s-au implicat în procesul de mobilizare în prima acțiune de salubrizare, după care, prin intermediul site-ului, oamenii au început să se mobilizeze singuri pentru rezolvarea problemei de salubritate în localitatea lor. Pare să ia foc și proiectul web alerte.md. Aici, chișinăuienii pot raporta problemele sociale din Chișinău, iar administrația locală nu are decât să o rezolve. Cu alte cuvinte, cetățenii pot face în mare parte lucrul primăriei. Aici, deci, sunt două aspecte. În primul rând, noi oferim acestora un instrument web care provoacă să ia atitudine. Pe lângă aceasta, sensibilizăm oarecum autoritățile asupra problemelor cetățenilor. Toate aceste proiecte au scopul de a responsabiliza societatea civilă prin participarea sa activă în viața comunității. Marina Suruceanu, Vlad Coroban pentru Cotidian.